Salut! Continui monologul meu și conform algoritmului. Dimineața, cafea, mustare, 15 minute bărbierit pe bicicletă și o oră pedalat pe propriile picioare, pe bandă. Am așteptat să ajung la temperatura camerei și continui cu măcăneala, monologul meu, care nu-i adresa nimănui decât mie. Continui să golesc coșul de informații, firmituri adunate. Am ajuns în 18 luna 4-a. Iar îmi vor uni binele. Petiție pentru plafonarea tuturor pensiilor speciale. De click. Plafonate până la 4.000 de lei, cel puțin până la sfârșitul 2020. Justifică. Este nevoie să fie solidari. Propune ca acești bani să fie alocați unui fond de solidaritate prin care să fie sprijiniți românii fără venituri, bolnavi cronici, pentru oferirea de medicamente gratuite. Peste 70.000 de membri de click au semnat petiția. Păi, e o problemă. Cei 70.000 vor ca eu să fiu solidar cu cineva. Bun, și ăia cineva. Cum sunt solidar cu mine? Că solidaritatea o treabă obligatoriu dus întors. În 47, eu am dat o notă, neamul meu a dat o notă de solidaritate cu poporul unui muncitor. Adică și-au pus fără comentarii la dispoziția poporului unui muncitor toată averea adunată în 7-8 generații. Și n-au zis nici pus. Iar faptul că am o pensie foarte mare nu m-ar afecta plafonarea asta. Nu-i vina mea. E vina celor care în 1963 n-au optat să intre școala militară. Că alergau cu limba scoasă atunci după ei ca să-i cheme la școala militară. Eu m-am dus. Nu s-a pus problema atunci, stai să vezi că tu o să ajungi la pensie nesimțită. Nici nu mă interesa, nici nu știam, nici nu mă gândeam la pensie. Și urmă, după aia 30 de ani de frecat ridichea și după aia am scăpat. Și acum sunt în parametri, cât de cât, cu niște tare. Că pe undeva, când e supus la presiuni astea constante, psihice, numai de asta am fost supus, nu altele. Păi că rămâi cu un fel de sindrom post-traumatic. Și acum mi se mai întâmplă să visez anumite episoade din cariera mea care îmi fac să-mi zburlească părul pe cap. Deci să-și întrebe propria ascendență. De ce nu am mers la școala militară? Nu să zică, băi, tu de ce ai pensiat? M-am mai povestit de cazul ăsta. Un prieten, Dicu. Căutați Dicu la mine pe blog. Care la un moment dat mi-a spus sincer, cât te invidiezi pentru pensia asta ta. Și-a zis, băi, Dicule, tu n-ai făcut liceu militar? Ba da. Și de ce n-ai mers la școală militară? Păi să mă aia la cap toți cretinii? Ei, eu am suportat treaba asta. Aia la cap toți cretinii. Am avut 14. Reîncarnarea lui Napoleon, care cu asta se ocupau, printre altele. Să mă aia la cap. Și acum tu sari direct că de ce am eu pensia și tu n-ai? Trebuie privită, trebuie cu dus întors. Jennifer, nu știu cum, și-a petrecut jumătate de viață după gratii. Arestul la domiciliu și cele două decenii petrecute în închisare m-au pregătit
pentru izolarea care are loc acum pentru toată lumea. Restricțiile și izolarea sunt o realitate, dar dacă ne putem schimba perspectiva, casa noastră devine sanctuar, nu închisoare. Nu suntem noi închiși acolo, ci mai degrabă sunt închise afară amenințările bolii și sute de alte lucruri periculoase, printre care distracții și priorități greșite. Zidurile cândva amenințătoare s-au transformat. Nu mai mă țin o statică, ci nu mă oferă refugiu. Eu stau cu drag în apartamentul 14, ușa încuiată, și nu simt nevoie să ies afară. De ce? Mă confrunt cu contactul cu oamenii care nu, foarte de mulți de ei nu-mi plac. Au un fel de a gândi de discuți, ședință pe scară. Unul musai să intre la mine în apartament, ca să se uite el. Am spus, domnule, lege scrie clar, aia asociația de proprietari. Se intră cu preaviz în situația când trebuie făcute reparații la instalațiile comune. Punct. Da, eu că nu. Nu primesc. Un intelectual de pe scară, poate aveți ceva să te ascunzi. Tipul gândește propoziții. Sunt cu un singurul din cartier care n-am perdere la geamuri. În concluzie, te dotezi cu un tamburet, cum zicea tataia la Platonești, te urci pe dealul de alături și te uiți direct la mine. Cât timp? Cât vrei? Al doilea lucru. Probabil sunt singurul în orașul Brașov, care am patru camere de luat vederi care mă monitorizează non-stop și transmit live pe internet. Am link-uri prin care oricine poate să acceseze. Și atunci dacă pui în balanță faptul că nu vreau să primesc pe nimeni, cu faptul că te poți uita când vrei la mine în apartament, și pe geam, și pe net, chiar am ceva de ascuns. Nu cred că mulți și-ar permite să renunțe la perdere. Că s-ar putea să vadă de afară niște lucruri care nu prea sunt de mândrie. În nimic cazul. Altul spune o treabă. Rutina strictă este cheia pentru a rezista depresiei și însingurării cauzate de singurătate și izolare. Este sfatul unui astronaut german. 179 de zile la bordul Lumir. Timp în spațiu, mult. De-aia am eu algoritmul ăsta foarte punctual. De când mă scol până mă culc. E în permanență. Nu știu când trece ziua. N-am timp să mă plictisesc. Next, next, mă apuc de Islanda. Mă culc cu bucurie că am făcut ceva nou și mă scol dimineața, intru în rutină și caut să fac în fiecare zi ceva nou. La nivel mini-tehnicus, că atâta mă duce cap. Cea mai recentă, din păcate, nu pot zilnic. Tabla asta. La ce folosește ca să repar suportul. Atât mă duce capul, ne? Toată casa e plină de date de astea, care au arătat că într-o anumită zi, într-o anumită oră, capul meu a produs ceva, creator. Ca de obicei, se agită pe Sfintele Sărbători, Lumina Sfântă la Ierusalim, minune și mister. E o chestie veche, veche, dar mari dubii, mari dubii. Spune, unde se crede că Lumina Sfântă coboară și le aprinde niște lumânări.
dacă ar fi cu adevărat o minune, ia un preot de nava, instruiește să lucreze cu o cameră și intră și el acolo. Stă frumos ca să nu încurce pe ăla care oficează și filmează tot. Și urcă pe YouTube, eventual patru preoți, ca să fie din patru unghiuri. Na, măi, necredincioșilor, uitați-vă la minune, că e minune. De ce nu fac asta? După mine, e o singură explicație logică. Minunea n-a rezistat la patru firmări simultane. Ciocumitru. O jurnalistă spune că la un moment dat clerul ortodox din Ierusalim a dorit să prezinte publicului larg mirocolul, care fiind mai degrabă simbolic. Însă pierderile financiare și spirituale au fost considerate prea mari, așa că l-au abandonat. Am mai făcut un test în care arăta că dacă moi lumânat ăsta în fosfor roșu și aștepți, ăsta s-a prins singure. Lasă așa, vorba lui Mircea Badea. Cauza isteriei maselor. Toți care mor în aceste zile depistați pozitiv cu coronavirus sunt prezentați la grămadă ca fiind decedați din această cauză, fără a exista autopsii care să confirme decesul că a fost provocat de acest virus. Grupul de comunicare strategică nu spune câte autopsii au fost efectuate pe cadavre. Că au scos o chestie că nu se fac, că sunt contagioși. Și niște medici de astea care se ocupă cu autopsiile au zis, doamne, păi cu autopsii pe contagioși am făcut de când ne știm. Ne blindăm bine și le facem. Care e problema? L-au lăsat așa mai... O centrală, tot termocentrală, în America. A luat decizia să mineze după Bitcoin, folosind pentru aceasta surplusul de energie electrică. Mă, ce le-a bubuit prin cap? N-a făcut să vândă energie electrică. Și atunci au cumpărat o fermă de calculatoare ca să scoată monedele la virtuale Bitcoin. Efectiv, că trebuiau bani foarte mulți ca să cumperi ferma aia de calculatoare. Și aia vând energie pe gratis, care altfel o pierdeau, au pus pe ăsta la treabă. Într-o singură zi, compania strânge până la 5,5 Bitcoin, respectiv 45.000 de dolari. Rea treaba? Nu. Mi-a plăcut definiția. Există două categorii, pragmatic și idioți util. Și balanța între pragmatic și idioții util e schimbătoare. În China pendulează între ei. Pragmaticii se bagă imediat, de unde simt că vine vântul puterii. Idioții, îmi pare rău, dar am pierdut restul însemnării. Îmi place asta, pragmatic și idioți util. O propunere. Nu mai știu cui aparține. Toți românii care au venituri mai mari de 3.200 de lei net, inclusiv pensionarii, să plătească o taxă de solidaritate. Pune dracule, afle, ai ducie, na? Tot de comunism, na? Taxă de comunism, da.
tu n-ai, eu am. În concluzie, în comunism era normal ca eu să te subvenționez pe tine. Și nu invers. Era solidaritate. Așa era legea atunci. Elena Ceaușescu își teroriza subordonații. Femeile de serviciu, de fapt. Era afurăsită. O fată mi-a spus că a găsit în cadă o bucățică de scotch. Ce a făcut perversa? A rupt o bucată de scotch și a lipit-o în cadă. Și a verificat dacă a dispărut bucata de scotch. Credeți că e singură? Nu. Știre. Șeful unui DSP, Direcția Sanitară, nu știu cum. S-a luat la o ședință, s-a luat de un doctor. De ce s-a luat de doctorul ăla? De părul lui. E vreo deosebire de Elena Ceaușescu? Doctorul, de fapt, era plătit ca să facă operații. Să repare oameni. De asta trebuia să te iei. Dar șeful nu era în stare, că nu-l ducea capul. Și atunci s-a luat de păr. Ți-am zis-o. Na. Nevastă de fotbalist. Recunoaște. Făceam dragoste de 10 ori pe zi. Paranteză. Făceai sex. Dragoste e cu totul altceva. Asta nu înseamnă că sunt nimfomană. Dar ce dracul înseamnă, mă? Că ești ne... puncte, puncte? O sugestie. Cine am fost nu trebuie să ne definească ce vom fi. Adică poți să te transformi. Și ai avut o perioadă nasoală când ai făcut multe greșeli, dar îți dai seama că ai greșit și te apuci de altceva în care nu-i deloc nasol ce faci și chiar meritoriu. Normal că dacă mergi pe în tendința asta, după câtva timp poți să începi să dai lecții. Și atunci tot normal poate să sară unul în cap. Da, dar acum 15 ani când o făceai tu așa, așa, așa. Aia a fost acum 15 ani, acum sunt altul. Și într-un fel, astăzi sunt altul de cum eram când lucram în armată. M-a schimbat foarte mult. Monica Pop, despre cum ne creștem imunitatea. Această vitamină trebuie luată toată ziua. Toată viața. Ce știe Monica Pop? A făcut o facultate. E doctor. A fost director. Dar ce știe despre medicină? Ce știu toți medicii despre medicină? Medicina, așa, de când a apărut. Hipocrat. Cu marjă. 2500 de ani în urmă. Presupunem că Monica Pop a fost studentă lui Hipocrat și după aia a trăit-te până acum și acum dă lecții. Însă de când am sărit noi jos din copac, am făcut o chestie cu regulă de 3 simplă așa, de când am sărit noi jos din copac, poftim, primele picturi rupește, că începuse să gândim. Aia e 100%. 2500 de ani e 4,5%. Deci din evoluția noastră, Monica Pop, presupun că trăiește de 2500 de ani, știe 4,5%. Și atunci cum trebuie să-i spui tu că e bine sau nu e bine pentru restul? Că tu habar n-ai. Ciudat fel de a privi lucrurile. Elon Musk. Unde în minte mult există și prostie similară. A pierdut 14 miliarde de dolari în câteva ore. Cum? Simplu. A postat pe Twitter atât. Prețul acțiunilor Tesla e prea mare după părerea mea. Și eu mi-a zis, da, domnule, ai dreptate.
și a pierdut 14 miliarde de dolari. Nu e o problemă, face el înapoi. Una, Lia Lucea, te pune. Spune, de a dezvolta inteligența socială. Mă rog, pentru cei care deja o aveau cumva. Aici e treaba. Nu toți au inteligență socială. Într-un fel, la un anumit nivel, toți au inteligență socială. Și încă multă. Ești într-un colectiv. Ești împit din punct de vedere profesional. Dar vezi care este licuriciu dominant. Și te duci la ala. Vai șef, vai șef, vai șef, ce noroc avem. Bă, atâtea cazuri de genul ăsta am văzut în armată. Și șeful, da, da. Și când se pune problema de o primă, atunci trece și pe ăla. Chiar șeful zice. De ce? E băiat bun. Te-ai scos? Ești nativ? Toți au inteligență socială. Mai mult sau mai puțin. Unul vrea să iasă de în pușcărie pentru rezultate bune. A fost recompensat de 59 de ori față de personalul din penitenciar și față de colegi, a manifestat respect. Respectul e cu totul altceva. Eu sunt pușcăriaș. Și tu, paznic, zici, aici. Și mă duc, merg în fața ta. Din respect, nu. Fiindcă tu ești șeful meu, punct. Nu trebuie să te respect. Sunt obligat să te ascult, e cu totul altceva. În textul de lege reiese că pentru a fi liberat condiționat, persoana privată de libertate trebuie să îndeplinească în mod cumulativ trei condiții. Executarea fracțiunii de pedeapsă, stăruința în muncă și dovezi de îndreptare. E asta cu dovezi de îndreptare. Unul a intrat în pușcărie pe post de violator. Și a stat în pușcărie 5 ani, dracu știe cât e tariful. Și are fracția aia, a fost respectos cu paznicii și n-a mai violat pe nimeni. Păi putea în pușcărie. Deci nu se pune problema că a dat dovezi de îndreptare, că nu putea. Că dacă aș fi făcut treaba asta, îi trăgea o poștă tot culoarul de îl calmau. Și atunci, altul a intrat la pușcărie fiindcă a ucis un om. Bun, a stat la pușcărie și a dat dovezi de îndreptare. Care? N-am ucis pe altul? Pe putea? Că n-avea brișcă. Da. Interesant. Doar 16% din oameni din întreaga lume nu sunt religioși. 16%. Acest lucru echivalează cu aproximativ 1,2 miliarde de indivizi care găsesc dificilă reconcilierea ideilor religioase cu ceea ce văd în lume. Eu sunt unul din ele. Aia 16%. Cum să accept eu să mă pun în genunchi în fața lui I.P.S. Teodosie Spagoveanu? Sau ăla care o lua pe la spate sau o dădea pe la spate? Și care sunt, uite așa, ținuți în brațe. De ce? Că se acceptă treaba asta la nivel înalt. În mod normal, Teodosie, luat de anteriu, și-a aruncat afară. Tu îți rați ferezat și
în carantină la o mănăstire vreo 50 de ani, cu mătănii. Ăla care o dădea pe la spate, lua pe la spate, aceeași figură. Nu. Ăla trebuie să s-a retras la mănăstire, dar și-a păstrat rangul. Și în concluzie, maicile de acolo trebuie să spună înălțimea voastră, sau sfinția voastră, nu știu corect. Când maicile știu ce a făcut ăsta. Păi e corect? Nu. Greșesc eu? Dar, din păcate, suntem numai 16%. Restul? Radei. Teodosie, că tot vorbeam de el. Biserica în Hristos este o blasfemie, un păcat. Dex. Blasfemie. E folosirea nerespectuoasă a numelui unei divinități, defăimarea religiei, comiterea unui sacrilegiu, cuvânt prin care se insultă divinitatea sau religia, defăimarea celor considerate sfinte. Și atunci închiderea bisericii cu asta nu este definiția blasfemiei. Doctor, medicul Alice Grasso. Nu în ultimul rând, nu așteptați până când vă este sete pentru a vă hidrata. Beți 2-3 litri de lichide pe zi, preferabil la fiecare 15 minute. Eu stau bine cu memoria. Și au mai căutat unii pe net ca să vadă de unde rezultă treaba asta cu 2-3 litri pe zi. Și n-au găsit nicăieri. Un studiu, o cercetare. Câtva timp s-a tăcut în gură. Și uite-l acum, iar pe doctorul Grasu. Ăsta consideră corpul meu că e idiot? Adică eu nu simt că mi-e sete? Buzele, înghit greu, mi-e sete, beau apă. Da, mă hidratez. Și cum să nu aștept? De ce să nu aștept? Ce tâmpenie e aia ca de 15 minute să te hidratezi? E bună pentru comerț. Că se apară niște dăștia pe sticlă care influențează, cu un bidon special care la 15 minute face tip, 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 tip. Și tu l-ai aici și atunci pui frână, te hidratezi. Îl pui acolo, pași. Peste minut, 15 minute aia, tip, 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 tip. Te oprești, te hidratezi. Suntem cretini? Nu m-ar mira să ajungă și la asta. Am văzut în mod frecvent diverse imagini astea prin orașe în care turiștii merg cu sticla în mână. Am crescut în Brașov. Urcam pe tâmpa în Postăvaru. Nu luam apă cu noi. Niciunul. De ce? Păi beam acasă când ajungem. Da. Dar tu semi un termen de când am sărit noi din copac. Și am găsit aici mai jos cele mai vechi desene rupești. 22 sau 20 de mii de ani în urmă, înaintele noastre. Și atunci Monica Pop, de unde mama dracului știe cum trebuie să comporte cu ce e bun pentru corpul omenesc? Când ea știe 5%, că a trăit 2500 de ani. Știre, în cabinet se va efectua termetrizarea luarea temperaturii. Termetrizarea. Cum am eu tâmpenia asta, că am reușit ca să o realizare, o fătucă cu fuste sau pantalon și a trecut-o la realizare. Am inventat un cuvânt. Limba română, tragi de ea cum vrei.
Dacă noi lăutării stăm cu ochii pe tine, adică suntem curioși, dacă ai chema unul de ăștia care le cântă bine, n-aș fi așa important să vezi cum cântă, ci cum gândește, ce spune, ce caterincă face. Știți la cine se referă? Ea e un lăutar oarecare, la Dana Budean. Sincer, și eu mă uit la ea, câteodată. Că mă ia pe arătură de multe. Dar îmi place în general că și aia e în stare ca să sară la una la alta. Așa și merge. Licența poetică al CTP. 30 de minute. Pe mâine, hai să termin și cu asta, cu licența poetică al CTP. Inteligenți asimptomatici. În mod normal, de unii poate fi luat pe post de insultă. Ale trece. Gata, ne întâlnim pe mâine. Deci rețineți. Cafea, gustare, bicicletă, o oră pași și pe-am măcănit. Și după aia încep să mă joc. Am mai multe treburi. Că am trecut de fixurile astea. Ne mai întâlnim. Mâine. Că nu se uită nici dracul la treaba asta, ce zic eu. Nu contează. Din punctul meu de vedere, asta e datoria mea. La ce folosește? Să-mi spăl eu creierii. Punct. Toate bune.